Bine v-am regăsit, dragii mei ascultători. Numele meu este Teodor Munteanu și astăzi vom discuta la o ora așa matinală cum e acum, ora 1, formula binomului lui Newton, despre care ați, probabil că ați mai auzit. Așa, deci despre care am auzit despre binomul lui Newton. Ce reprezintă binomul lui Newton? Binomul am văzut, formula în clasa 7, pentru formula A plus B totul la pătrat, care, cum știți, este A la a doua plus 2AB plus B la a doua. Hai să punem și un titlu, binomul lui Newton. Plus B la a doua. A plus B la a treia. A plus B la a treia egal cu A la a treia plus 3A la a doua B plus 3AB la a doua plus B la a treia. Noi vrem să încercăm să găsim o formulă pentru A plus B la N. Și atunci ce să facem? A plus B ori A plus B puncte, puncte, ori A plus B. De N ori. Deci scriu paranteza în felul ăsta. Vreau să număr fiecare termen, deci în dezvoltarea în serie largă a acestei expresii, vom avea termeni de forma A la I, B la N minus I. Plus puncte, puncte. Vreau să numărăm de câte ori apare termenul A la I, B la I minus I. Asta înseamnă, cu alte cuvinte, propoziția echivalentă ar fi de câte ori putem alege A în I moduri și B în I, N minus I moduri. Deci coeficientul A la I ori B la N minus I este numărul de moduri în care putem alege A de I ori, respectiv B de N minus I ori. Și este același. Și este egal cu numărul de moduri în care putem alege A în care putem alege A de N minus I ori și V de I ori. N minus I ori. Acesta este evident combinări de N luate câte I. Deci coeficientul lui A la I pe la N minus I este combinat de n la câte i. Și avem n plus 1 tipuri de termeni. Avem pe b la n, b la n minus 1 a, b la n minus 2 a la 2, puncte, puncte, a la n. Astea sunt variantele de expresii care ne pot apărea. Întrebarea care se pune este, cât este suma aceasta? Păi este A la N plus combinări de N luate câte 1. A la N minus 1 B plus combinări de N luate câte 2. A la N minus 2 B la 2 plus puncte, puncte, combinări de N luate câte N minus 1. A B la N minus 1 plus B la N. Aceasta este bine cunoscută formula binomului Newton. Se poate dezvolta foarte grațios o formulă pentru trinom. Adică A plus B plus C la puterea N. Aceasta însă invocă o nouă noțiune, combinări cu repetiții.
Adică, având n termeni, și trei obiecte. ABC. În câte moduri pot alege cele trei obiecte astfel încât A să apară de P ori, B de Q ori, C de R ori. Cu proprietatea că P plus Q plus R să fie egal cu N. Acesta putem număra în felul următor. A sau B apar în P plus Q de P plus Q ori în combinări de N luate câte P plus Q moduri. Evident că alegerea lui B este independentă de primele, deci B poate fi ales condiționat de aceste combinări de N luate câte N de N luate câte P plus Q, B poate fi ales în combinări de P plus Q luate câte P moduri. Și astfel obținem că numărul inițial de moduri în care poate fi ales A, B și C, primul de P ori, al doilea de Q ori și al treilea de R ori, este N pe P factorial, Q factorial, R factorial. Unde n factorial, am uitat să menționez, este 1 ori 2 ori puncte puncte ori n. Bun, acesta este de asemenea numărul de moduri în care putem alege coeficienții de forma a la i, b la j, c la k. Avem o sumă după astfel de termeni, cu i plus j plus k egal cu n. Și fiecare astfel de termen apare de n factorial ori supra i factorial, j factorial, k factorial. Din acest motiv putem dezvolta formula multinomului lui Newton, la fel inductiv, dar nu reprezintă scopul acestei lecții. Se pot dezvolta o grămadă de aplicații și inegalități referitoare la asta. Dar hai să vedem niște probleme. 1. Găsiți al treilea termen al dezvoltării (2x) plus radical de ordin 3 din x, totul la puterea 10. Scriem binomul Newton în felul următor. 2x la 10 plus combinări de 10 luate câte 1 ori 2x la 9 ori radical de ordin 3 din x plus combinări de 10 luate câte 2 din 2x la 8 ori radical de ordin 3 din x pătrat. Plus puncte, puncte. Acesta este al treilea termen al dezvoltării. Cum ar arăta ultimul termen? Arată combinări de 10 luate câte 10 din radical de ordin 3 din x la puterea 10. 2. Determinați coeficientul lui x la a treia din dezvoltarea doi plus x la a patra. Cum se dezvoltă? Avem x la a patra plus
combinări de 4 lapte câte 1 ori 2 ori x la 3 plus x la 2 ori ceva plus puncte puncte. Termenul care însoțește pe x la 3 este acesta. Combinări de 4 lapte câte 1 ori 2, care este egal cu 8. Nemaipomenit. Fie dezvoltarea, hai să găsim altă. Fie dezvoltarea. X pătrat minus 1 pe x la puterea n. Aflați termenul independent de x. Știind că suma primilor trei coeficienți ai dezvoltării e egală cu 49. Să vedem cum arată acest coeficient. Avem x la a doua la n minus combinări de n la t câte 1 x la a doua la n minus 1 ori 1 pe x plus combinări de n la t câte 2 ori x la a doua la n minus 2 ori 1 pe x la a doua plus puncte puncte. Primii coeficienți sunt 1, scăzut cu minus combinând de natric de 1, plus combinând de natric de 2. Și acesta ne dă 49. Cu alte cuvinte, 1 minus n, plus n ori n minus 1 pe 2, egal 49. Putem da factor comun 1 minus n, pe lângă 1, minus n pe 2, care e egal cu 49. Sau 1 minus n ori 2 minus n egal cu 98. Nasol. Ce protermen dau produsul lor 98? Trebuie să fi greșit ceva pe aici. 1 minus n pe lângă 1 minus n pe 2. Putem scrie asta și în felul următor. N minus 1 ori n minus 2 egal cu 98. Produs de două numere consecutive care se dea 98. Este posibil? Nu prea. 1 minus n plus n ori n minus 1 supra 2. Minus 2 n plus n pătrat minus n. N pătrat minus 3 n plus 2. Da. Să dăm 98. Primii 3 coeficienți ai dezvoltării. Se descompune ca și 4 ori 7, 7 ori 14. Sau ca 98 ori 1. Deci nici de cum nu găsim. Atunci să însemne primii 3 coeficienți invers.
adică minus 1 la n plus minus 1 la n minus 1, ori combinăm de n-ate câte 1, sau n minus 1 dacă doriți, plus minus 1 la n minus 2, ori combinăm de n-ate câte n minus 2. Suma lor să-mi dea 49. Dăm factor comun minus 1 la n minus 2 pe lângă combinări de note câte 2 minus n plus 1 egal 49. N ori n minus 1 pe 2 minus n plus 1 n ori n pătrat minus 2n plus 1 minus 3n plus 2. Dar cred că este o greșeală de tip aici. Deci nici de cum, nici primii 3 coeficienți, nici ultimii 3 coeficienți nu pot să dea suma 49. O să mă mai gândesc să văd despre ce e vorba. Nu e nicio problemă, continuăm. Oricum, ideea cred că ați înțeles-o. Adică trebuie să adunați combinările, se dă un factor comun și chestiuni de calcul algebric. Facem ceva similar, punctul B, să zicem. Aflați termenul. Ce nu conține x din dezvoltarea radical de ordin 3 din x plus 2 pe radical din x totul la puterea 200 când x este mai mare ca 0. Cum ar arăta acest termen? Avem radical de ordin 3 din x la puterea k ori 2 pe radical din x la puterea 200 minus k să aparțină, să fie cu coeficientul cu puterea lui x zero. Cum se mai poate scrie acest termen? X la k pe 3 ori 2 la 200 minus k ori 1 pe radical din x la 200 minus k. Ori 200 la 200 minus k. 2 la 200 minus k nu contribuie la formarea termenului cu x, deci trebuie să vedem când k pe 3 plus 200 minus k pe minus 2 este 0. Echivalent cu k pe 3 plus k minus 200 pe 2 egal cu 0. Când poate fi acest k 0? Ia să vedem. Avem k pe 2 k pe 6 plus 3 k minus 600 supra 6 egal cu 0. Echivalent cu 5 k egal cu 600. Deci k este 120. Și termenul ce nu conține x este radical de ordin 3 din x la 120 ori 2 pe radical din x la 80 ori
2 la puterea 200 minus 120, 2 la 80. De fapt, nu, că l-am mai scris odată. Ăsta este egal cu 2 la 80. Deci acesta este termenul ce nu conține x din dezvoltarea dată de mine mai sus. Probabil că vă întrebați de unde am scos eu 200 minus k pe minus 2. Evident că 1 pe radical din x se poate scrie și ca x la 1 pe 2 la minus 1. Deci e x la minus 1 pe 2. Și atunci termenul din dreapta de aici este x la minus 1 pe 2 la 200 minus k. Care este k minus 200 pe 2. Perfect. Hai să mai vedem un exemplu de binom al lui Newton pe la BAC prin anii anteriori. Calculați în 2007, deci calculați suma termenilor iraționali ai dezvoltării plus radical din 2 totul la puterea 10. Cum arată acești termeni? Avem așa. 1 plus radical din 2 la 9 ori combinări de 10 la câte 1 plus radical din 2 la 8 ori combinări de 10 la câte 2 plus radical din 2 la 7 ori combinări de 10 la câte 3 plus puncte, puncte plus radical din 2 la 9 ori combinări de 10 la câte 9 plus radical din 2 la 10. Termenii raționali sunt cei de rang impar, de rang par, dacă vorbim așa. Deci avem radical din 2 la 9 ori combinat de 10 la câte 1 plus radical din 2 la 7. Aici avem cu radical din 2 la 1, scuzați, și aici avem numai o secundă. Radical din 2 la 1, radical din 2 la 2, radical din 2 la 3, radical din 2 la 9 și radical din 2 la 10. Da. Bun. Deci suma noastră este aceasta. Combinări de 10 luate către nu 1, ci 9. Aici 7. Plus radical din 2 la 5. Ori combinări de 10 luate către 5. Plus puncte, puncte, radical din 2. Ori combinări de 10 luate către 1. Aceasta este suma termenilor iraționale. Putem oare să dăm un număr precis pentru această sumă? Răspunsul este că da, putem. Dăm factor comun radical din 2. Și avem radical din 2 pe lângă radical din 2 la 8. Ori combinări de 10 la câte 9. Plus radical din 2 la 6. Ori combinări de 10 la câte 7. Plus ultimul combinări de 10 la câte 1. Acum, termenii raționali sunt de forma 1 plus radical din 2 la 2, un combinări de 10 la câte 2, plus puncte, puncte, plus radical din 2 la 8, un combinări de 10 la câte 8, plus radical din 2 la 10. Dacă ne raportăm totuși la termenii de până aici, putem să găsim o relație între paranteza asta și primii 10, primii 1, 2, avem 5 termeni, da? Primii 5 termeni din această sumă. Putem găsi o relație.
dacă știm cât este combinări de 10 late câte 9 față de combinări de 10 late câte 8. Hai să vedem, poate dăm un factor comun. 10 factorial. Sau mai bine zis, combinând de 10 late câte K, sau combinând de 10 late câte K minus 1, e mai lejer așa. Avem 10 factorial pe K factorial, pe 10 minus K factorial, ori K minus 1 factorial, ori 10 minus K plus 1, adică 11 minus K factorial, supra tot 10 factorial. Aceasta este egală cu, se simplifică 10 factorial și K minus 1 factorial și rămân cu K. 11 minus K factorial plus 10 minus K factorial, 11 minus K, deci 11 minus K supra K. Acesta este raportul, nu putem da factor comun, deci suma noastră rămâne așa cum am scris-o mai sus. Bun, un ultim exercițiu mai aparte, mă rog, sunt mai multe aparte, vom trata sume combinatorice în tema noastră următoare, foarte interesante. Dar acum să luăm un exemplu doar cu binomul lui Newton, fără alte șmecherii. Demonstrați că radical din 2 plus 1 la a 7 minus radical din 2 minus 1 la a 7 aparține lui Q. Termenii pot fi scriși în felul următor: radical din 2 la a 7 plus combinări de 7 late câte 1 radical din 2 la a 6 plus puncte puncte plus 1 minus radical din 2 la a 7 minus combinări de 7 late câte 1 radical din 2 la a 6 plus puncte puncte plus minus 1 la a 7. Asta este egal cu, se reduc termenii care sunt iraționali, obținem că e combinând de 7 late câte 1 radical din 2 la a 6 plus puncte puncte plus 1 de 2 ori. De asemenea, o proprietate cunoscută la binomul Newton este că A plus B radical din 2 la N plus A minus B radical din 2 la N aparține lui Z atunci când A și B sunt din Z. Se dezvoltă binomul Newton, A la N plus A la N minus 1, ori combinat de late câte 1, ori B radical din 2 la N minus 1, plus A la n minus 2 ori combinări de late câte 2 ori B radical din 2 la n minus 2 plus puncte puncte B radical din 2 la puterea n. Iar de desubt mai adunam cu A la n minus A la n minus 1 B radical din 2 ori combinări de late câte 1 plus A la n minus 2 combinări de late câte 2 B radical din 2 la n minus 2 plus puncte puncte plus minus 1 la n B radical din 2 la n. Dacă n este par, ultimii doi termeni nu se reduc, dar se reduc restul. Toți termenii iraționali, oricum ar fi, se reduc. După ăsta mai urma 1 și înaintea lui ar mai fi un termen irațional pe multiplu. Și toți termenii se reduc, cei care sunt cu radical, la putere impară. Și rămânem cu radical din 2 la putere pare, ceea ce e foarte convenabil. Astfel, suma noastră este număr întreg. Bun. Ca să vă las moștenire ceva, să nu rămâneți orfani, vă dau o temă destul de simplă. O temă simplă, dar nu găsesc una simplă.
Ala. Fie dezvoltarea. Radical din y plus 1 pe 2 radical 2 din 4 din y, tot la puterea n. Y aparține lui R, y pozitiv și n aparține lui n steluț. Determinați n, natural n-ul, pentru care coeficienții de rang 1, 2, respectiv 3, formează, mă rog, ai dezvoltării, evident, formează o progresie aritmetică. Vă urez mult succes pentru rezolvarea acestei probleme. Vă mai aștept cu comentarii, propuneri și soluții. Toate cele bune!